Pentru prieteni, nu? Un mesaj. Pentru prieteni, într-adevăr, un mesaj. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit și să le spun că mi-e foarte dor de ei. Ne vom revedea în curând în Ploiești și să înțeleg că lupta nu este numai a mea, este și a lor. Deci în Prahova cred că ar trebui să se intereseze, că sunt multe probleme cauzate de prospecțiune SAS și ar trebui să ia atitudine. Îi mulțumesc Iulie și Lufane pentru ceea ce fac cu acest eveniment. Am auzit că primarul din Bucov. Primarul din Bucov, da, este singurul care s-a opus cu Consiliul Local, care nu fac, au interzis și deja este dată în judecată de către Prefectura Prahova. Deci deja încearcă prin orice mijloace, după ce că din 16 localități este unul singur care s-a opus și pe acela să-l facă să schimbe opinia. Chiar am postat acum două zile știrea asta cu primarul din Bucov. Este destul de veche, vedem ce poate fi ajutat.